La Botoșani, pentru al doilea an consecutiv, este organizată o expoziție inedită și deosebit de interesantă. Este vorba despre evenimentul Artă la Feminin, găzduit și vernisat de galeriile de artă Ștefan Lucian. Practic, în luna martie, luna femeii și a florilor, galeriile de artă dedică acest eveniment femeilor artist. În cadrul galeriei Artă la Feminin se vor regăsi lucrări doar ale femeilor pictor. Este al doilea an în care facem Arta la Feminin. Este o expoziție cu participare națională. Ideea i-a venit așa ca un gând bun colegului meu, artistul Liviu Șoptelea, și bineînțeles că împreună am gândit că și femeile artiste merită să fie cunoscute, pentru că ceea ce creează ele are poate mai mult decât în creația artiștilor bărbați, sensibilitate, o cromatică aparte, tematica la fel, legată mai mult, știu eu, de familie, de universul acela al florilor. Și atunci am purces la această, știu eu, grea, dar frumoasă treabă. Organizatorii spun că evenimentul a căpătat o amploare deosebită, numărul participantelor înmulțindu-se, fiind prezente artiste din toată România. Vedem că anul acesta numărul participantelor a crescut simțitor. Foarte multe participante de la Timișoara, de la București. Noi am dat un comunicat pe Uniunea Artiștilor Plastici din România și de data aceasta avem și multe membre ale Uniunii Artiștilor Plastici, absolvente de studii de specialitate. Lucrările expuse sunt variate ca stil și compoziție, acoperind o paletă largă de influențe și exprimări artistice. Va fi o expoziție cu o tematică la alegere, dar din lucrările primite până acum am văzut că avem și portrete, și peisaje, și naturi statice, avem și artă textilă printre lucrări, icoană, compoziții cu tematică religioasă, deci foarte, foarte variate lucrările cu o cromatică, spuneam, la fel diferită pe diverse tipuri de materiale, mai mult sau mai puțin conformiste. Vernisajul expoziției va avea loc sâmbătă, 27 februarie, de la ora 11. Lucrările vor fi admirate până pe 24 martie.